La cel mai nou club de fitness din Dumbrăvița, distracția a fost la cote maxime. Sărbătoarea Halloween nu a putut ocoli nici strada Conac 50, unde de puțin timp dumbrăvițenii fac sport în cele mai bune condiții. Programul special de Halloween a fost cu adevărat înfricoșător, nu doar cu numele. Totul a început la zona aerobic cu Costi, cel care a făcut un adevărat spectacol la Scary Zumba. Apoi a urmat Creepy Kangu cu Simona și Witchy Pilates cu Raluca. Puiu, un cunoscut mai vechi al dumbrăvițenilor, a început activitatea la zona cycling cu un Black Magic Cycling, apoi a urmat Evil Cycling cu o coreografie inedită. Zona funcțională a început cu Cătălin, cu Psycho Killer, apoi a urmat Alex cu Zombie X. În seara de Halloween, clubul de fitness nu a fost ocolit nici de micii dumbrăvițeni, cei care au pus întrebarea clasică, ne dați ori nu ne dați. Așa cum se obișnuiește, fetele de la recepție, Măicuța și Gheișa, le-au oferit dulciuri. Luca, Next Fit Dumbrăvița s-a pregătit special pentru seara asta. Ce surpriză aveți pentru cei invitați? Bine ați venit la noi la Halloween Party. Am pregătit clase cu tematică de Halloween. Avem Scary Zumba, avem Creepy Kangu, Witchy Pilates, Black Evil Cycling și Zombie X-Functional. Ați pregătit și o promoție specială. Cu cine au putut veni cei care au abonament aici la voi? Da, am lansat o invitație tuturor clienților NextFit. Le-am dat posibilitatea să vină însoțiți de un prieten și, bineînțeles, costumați de Halloween. Clienții au răspuns pozitiv la invitația voastră de ASE și echipa corespunzător de Halloween? Ținând cont de faptul că este primul eveniment de acest gen, au răspuns în număr destul de mare. Unii au fost mai sfioși, dar mulți au răspuns afirmativ și au dat frâu invitației noastre și au venit costumați.